rezultatul ăsta, ținând cont de cum s-a jucat? Nu, eu consider că am pierdut două puncte astăzi și ar trebui să păgăm să fim mai răi în față, să păgăm mingea poartă. Păi, pare că prima repriză a fost a farului, pare. Pare unde? Că controla mai bine jocul. Păi dacă era minutul 12-20, mai șerim nimic, nu? Bara nu se fără. Au controlat jocul farul prima repriză? Au, eu au cazat asta, pe acel efect de două ori, în afară de gol. Așa, s-a fost un astăzi. Nu m-am apucat eu, dar mă apuc de jucă. Dar afară am controlat vreo repriză din cele două de astăzi. Noi am controlat jocul. Eu am avut două ocazii pe contraatac și un șut de la... Trei, de fapt, pe contraatac, dar un șut de la 20 de metri și acele două ocazii, eu am trebuit că a fost offside. Nu știu dacă era valică, dar în sfârșit. Dacă spuneți că am controlat farul. Este echipa care merită să fie pe primul loc? Nu, este echipa care este pe primul loc și noi pentru că este acolo. Nu știu, câștigam astăzi, dar dacă câștigam astăzi, spuneam altceva, dar... Nu știu. Nu am să obiect de nimic. Păcat că nu am reușit să câștigăm și dacă nu am reușit să băgăm mingea poate, dacă te ocazia de. Ați avut 32 de șuturi în total. Posesie și farul foarte mare, farul care se controlează. Asta am încercat să luăm posesie, pentru că este o echipă care joacă foarte bine. Când dau mingea și... Cred că am reușit chestia asta. Păcat, am spus mai devreme, păcat am reușit să înscriem categoria trebuie să înscriem. Cum ai fost faza aia acolo când a fost la rolul vostru? Nu am văzut. Dacă arbitru a considerat că este... Hens înseamnă că a fost Hens. Dacă te-a uitat și la VAR, ce zic? Noi n-am văzut, ne-am bucurat că a uitat și cum ai fost gol. Duelul cu Alipe, cum a fost? Adică că a arătat și cum nu știu. Păi ce-o putea la un moment dat? Am dat cap în cap. Nu, este prieten, jucător valoros și atacant de echipe naționale. Ce să mai spune despre el? Toată lumea cunoaște pe Alibe. Puteați fi colegi la Rapid, cumva a fost. Puteam, dar a promis că se întoarce la fel. Dar ai vorbit cu el atunci? Am avut o discuție, trimis un mesaj, dar știam că Gică pentru el este ca un moment cam tată și se va întoarce să ajute fapt. Urmează altă. Am vrea să mai pentru voi. CFR. CFR? CFR? CFR. În gândirea meciului CFR. Și acasă, stadionul să fie la Gutinș și sperăm să obținem cele 3 puncte. Pregătiți de toate meciurile astea tari? Pregătiți de CFR atunci? Da. Cum ți se pare jocul CFR-ului în momentul de față? Că i-au revenit la cam toată lumea este joacă CFR-ul, ce antrenor au și trebuie să ne facem jocul nostru, nu trebuie să ne interesează cum joacă CFR-ul. Și asta ne-am făcut același lucru, ne interesează mai așa afară, ne-am făcut jocul nostru. Finalul turnului vă găsește pe poziția a doua, 7 de așteptări, mă gândesc în dinaintea sezonului. Nu este peste așteptări, pentru că mi-am propus intrarea în play-off. Și cred că până acum am obținut punctele de care am avea nevoie ca să intrăm în play-off. Va fi greu să stați aproape acolo, să rămâneți pe podium? Nu știu cum se vede lupta asta așa, în prima... Tratând în fiecare meci în parte și jucăm cum am făcut, asta nu știu că va fi greu. Este poate că pare un campionat foarte echilibrat, cam cel mai durat din ultimii ani. Este un campionat echilibrat, da. Este un campionat echilibrat. O surpriză? Sunt așa de multe surprize. Farul nu este o surpriză, pentru că eu am un antrenor foarte bun, antrenor care lucrez cu ei de nu știu câți ani și nu cred că este o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză, dacă pentru altcineva este o surpriză, cred că se înșeală. Farul aproape în fiecare an e pe un greu. Deci asta fie pe primul loc. Eu nu cred că este o surpriză. Am o echipă valoroasă, un antrenor bun și... Până în momentul de față își merită loc. Golul tău? Golul meu degeaba dacă n-am pus să câștigăm. Mi-aș fi dorit să dea oricine altcineva gol să câștigăm acest meci, pentru că mai important de 3 puncte, că se vadă gol. Super, mulțumim, Cristian! Vă salut cu drag!